Un bătrân a încercat să-și păzească buzunarele și să riposteze în fața unor infractori minori și a ajuns în Albia Pârâului cu ei. Incidentul s-a petrecut în zona pieței centrale din Piatra Neamț, în zona podului. Unii martori susțin că bătrânul a fost împins, alții că a căzut. Un domn a fost jefuit de țigănește micuț. Erau banii. Individul a încercat să-l prindă pe unul de ei, s-a împiedicat de țeava aia și au căzut jos în cuiești. Tipii au fugit și au rămas. Pietrenii s-au săturat, au început să meargă cu frică pe stradă, ziua în amiaza mare. Nu avem voie să vorbim pentru că țiganii ne fură tot timpul, mai cu ochii pe noi stau. S-a mai întâmplat să vină și aici pe la dumneavoastră? S-a mai întâmplat de câte ori, nu numai odată. Și la mine în geantă, mi-a tras fermoarul mână. La mine în geantă mi-a tras fermoarul să mă dăfuiască acolo la acolo, cum am stat cu soțul meu la mașină. Se prinde, se facă pușcărie. Știi țigani, chiar lui Pistruiatu și nu știu de-a cui din Speranța. Îți văd buze, poliția nu ne face nimic, poliția. Da, sunt minori și... Ne-o spart boxa de două ori, ne-o spart-o mie. O prinde și bate eu. Așa ne-o poliția. Și eu o prins acolo în partea alaltă de pod. S-a luat banii din bunar și s-a făcut o brâncă și s-a căzut în piept. Trebuie municipiul Piatra Neamț să vadă ce face cu copiii ăștia care fără stăpâni. Greu de prins, că erau patru și unul în dreapta, unul în stângă, n-au ce să le... Greu. Dar frecventează des. Cam ce vârstă aveau? Între 10 și 14 ani. Minori? Da, mici. I-ați mai văzut prin zona de când... Da. Bă, și eu ceva... Mereu, da. Mereu, nu e prima dată, deci... Sunt zilnic. Fenomenul a luat amploare, găștile de minori terorizând bătrânii. Polițiștii îi rețin și le dau drumul, deoarece legislația nu prevede pedepse pentru acești minori decât după vârsta de 14 ani și atunci toate faptele antisociale comise până la acea dată sunt prescrise. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț continuă cercetările în vederea identificării minorilor, care la data de 17.08 au acostat un bătrân de 77 de ani, care i-au smuls de mână o borsetă și au determinat accidentarea acestuia. În cauză există un cerc de suspecți, față de care polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Și autoritățile județene încearcă să stopeze fenomenul, deoarece acesta se extinde cu repeziciune. Acești copii infractori sunt conștienți de faptul că legea nu îi sancționează. Vreau să fac un apel și la celelalte instituții care coordonează într-un fel sau altul activitatea minorilor, cei care monitorizează familiile în care își trăiesc viața de zi cu zi. Și aici mă refer și la Comisia de pe lângă Consiliul Județean Neamț, care ar trebui, poate, să ia în discuție și condițiile în care acești copii sunt crescuți de către tutori sau de către părinți. În urma unor anchete pe care ei ar trebui să le desfășoare, ar trebui văzut dacă nu cumva acești copii sunt în medii toxice, dacă nu cumva tutorii sau părinții ar trebui să fie, să mers până acolo încât să se vadă dacă au calitatea de părinte, dacă sunt responsabili, dacă mai pot fi părinți sau trebuie decăzuți inclusiv din drepturile parentale.